Spitalul județean de urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș a achiziționat zilele acestea 240 de echipamente medicale. Astfel au fost schimbate o parte din paturile vechi de 30 de ani, saltele, tărgi, noptiere, scaune cu rotile și mese de consultație. Pentru cele trei tiruri cu echipamente medicale, Consiliul Județean Călăraș a plătit suma de 17.000 de euro. Achiziția s-a făcut în urma relocării unui spital din Germania. Investițiile continuă la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian. Vin echipamente, dar se și construiește în incinta Spitalului Județean. Domnule președinte, vin bani de la Consiliul Județean. Câteva cuvinte despre investiții și despre proiectele pe care le derulați aici. Da, așa este, urmarea solicitării Spitalului Județean Călăraș. Am constatat că e nevoie de paturi pentru a putea să schimbăm tehnica anilor 70 și am venit cu cheltuială proprie a Consiliului Județean. Și nu numai paturi și dotare pe care am adus-o acum, continuăm investițiile în Spitalul Județean Călăraș prin construcția ripei noi, care astăzi ne vom uita să vedem că are un alt nivel de construcție și s-a început armarea noi aripi de spital. Sănătatea călărășenilor înseamnă o prioritate pentru administrația Iliuță, așa spus de la preluarea primului mandat, sunteți deja la al doilea, veți continua tot ceea ce înseamnă o dezvoltare și o calitate a actului medical mare, dar și de confortul pacienților care vor veni. Împreună cu managerul Bogdan Mihai ne preocupă calitatea serviciilor medicale pe care le facem la Spitalul Județean Pompei Samarian, dar nu numai atât. Suntem și în un program de investiții la Spitalul Județean Pompei Samarian, aripa nouă, anvelopare celor blocului de la infecțioase, continuăm cu medicina legală și ne gândim la RGH, urmarea expertizei, să continuăm reparațiile în regie proprie, să putem să facem funcțională RGH-ul și tot ce ne dorim ca să venim să modernizăm. Urmează proiectul mare care l-am semnat pentru anveloparea ABC, corpurilor ABC din Spitalul Județean Călăraș. Înseamnă că continuăm investițiile așa cum am promis de la primul mandat, continuăm și în al doilea mandat investițiile propuse să le realizăm pentru cetățenii județului Călăraș. După cum s-a văzut și în curte, în ultimele zile au venit trei tiruri cu echipamente din Germania, echipamente cumpărate de la o licitație internațională, unde noi am, prin Consiliul Județean, de data aceasta, am participat și am licitat pentru a achiziționa aceste echipamente care provin din relocarea unui spital din Germania. Am auzit și am citit unele comentarii, unele nu știu cât de bine documentate, cumva care sunau în genul noi luăm ce aruncă nemții. Nu luăm ce aruncă nemții, schimbăm practic ce am avut noi, niște lucruri schimbate de acum, care nu au mai fost schimbate de acum 30 de ani, schimbăm cu o tehnologie de 5, 6, 7 ani. La momentul ăsta, la un preț infim. Imaginați-vă că cele trei tiruri cumpărate de la licitație ne-au costat undeva la 17.000 de euro. Și vorbim de 240 de echipamente medicale, dintre care 70 de paturi, cu saltele, cu tot. Paturi, probabil le-ați și văzut, nu poți să faci diferența între un pat nou și ce machina a adus noi. Deci nici pe departe o asemenea realitate conformă celor comentate de diferiți utilizatori ai Facebook-ului. Fondurile provin de la Consiliul Județean? Achiziția este făcută prin Consiliul Județean și fondurile provin de la Consiliul Județean. Și au și sistemul ăsta de ridicare. Da. Și mai au și sistemul, Adrian, te rog frumos, au avut chestiile alea să le punem, de mobilizarea pacientului și de montarea perfectivă. Vreau și mie, ca și tehnologie, dacă l-ai luat să-l vezi, cam la ce an ar fi asta ca tehnologie? Nu știu, eu cred că mai mult de 5 ani n-au... N-au ca vechime, nu? Nu. Asta e ala pentru ortopedie? Nu, domnul manager, astea sunt tot și pentru celelalte paturi. Adrian, uite-mă aici. Uite, le utilizați pe secții, nu? Da.
Am dat 6 la SBC, câte 4 pe fiecare secție, care nu au pacienții imobilizabili. Dar am dat 5 mai dăm, acum sunt în ultimile... Și... Mă, tot ce înseamnă? Deci dacă acolo în spitală, nu dacă mai dădeam încă 10.000 de euro, nu cumpăram tot spitalul cu 10.000 de euro. Tot ce nu, dar mai era vorba și de aparatură medicală. Nu cumpăram aparatură medicală, nu, tot asta. Îi trebuie cu genecară, cu tot. Dacă există aparatură medicală scoasă la vânzare, care e, să spunem, nevoie pe mai multe secții, aparate de ventilație, fibografie sau astea, puteți să le cumpărați. Infuzomate. Că după aceea le trimitem la Comisia de Verificare a Aparaturii Medicale și ne dă ea certificat nou. Peste ele. Ele au codul deja, codul european. Nu le căutați. Da. Stai bun. Nu le căutați. Sunt tărci. Tărci. Tărci de transport. Care pot fi și blocate și folosite și ca parte de consultații. Ca asta se ridică. Dar să nu de prin lege, domnul președinte, ca cât ne trebuie. Așa. Am. Să poți să plimbi da. Pacientul. Te-ai dus în Germania. Le-ai adus. Așa. Ha? Fericită. Înseamnă că ai reușit. Că ai reușit să te duci să faci o economie în spitalului. Câte patru le-ai adus? 70. 70 de patru și câte tărzi de astea? Că și astea fac patru de patru. Am un telefon în birou. Vreo 30. 34, dacă nu mă înșel. 104, nu? 104. Ar fi ca sărci cu 4, da. Diferite tipuri. Da. Deci, ai adus 104. Cât ar fi? Păi, dacă luăm pe piața liberă, numai cu 2.000 de euro, 100 însemna 200.000 de euro. Păi, ai adus o economie în spitalului? Nu, vă zic că m-am uitat la 4, la tipul de 4. Da? Cât și pe, fără 5.000 de lei, nu vin. 5.000 de lei? De lei. 1.000 de euro? Cam așa. Plus salteaua? Nu fac socotelă de saltea. Păi nu, asta trebuie să spun cum ai adus. Vreo 600 de lei. Vorbim noi sau la două? Stai puțin. Noi. Eu vorbesc de 4 noi. Ok. Da? Dar cum ajung 4 la 5.000 de euro în spitalul ăla? Unde? Care explicați? Paturile de ATI. Care sunt altfel de ATI. Nu, patrule de API ajung și la prețuri și mai mari, fiindcă e vorba de patru motoare care sunt pe patru, astea sunt toate, tot sistemul de ridicare este hidraulic și mecanic. Păi, am adus și eu 35 de patru care sunt toate electrice. Da, sunt pe secție. Sunt pe secție. Domnule doctor, echipamentele au fost deja montate pe secție? Sigur, pe secția noastră de ortopedie am primit un număr de 10 paturi. Le-am dezinfectat. A doua oară pe secție odată au fost dezinfectate când au fost coborâte din tirul. S-au montat, sunt conforme. Acum așteptăm pacienții să se bucure de ele. Vă sunt utile aceste echipamente? Sunt mai bune față de paturile pe care le aveți? Sigur, sunt echipamente aproape noi. Paturile pe care le aveam sunt vechi de 30 de ani, rupte, s-au reparat pe locuri unde s-au mai putut, dar acum cu achiziția asta ne desfășurăm activitatea aproape de standardele europene. Le scoatem, le-am scos după un secție. Asta era tehnologia atunci? Care atunci? Înainte de război asta? În 1984. Acolo era industrie. Deci, toate astea sunt mobilier de spital, care valoarea lor e undeva la 35 de euro, 40 de euro per bucată. Deci dacă ne uităm, în pachetul ăsta de 6-7 paturi era 100 și ceva de euro, 6-7 paturi în pachet complet. Deci cred că la ora actuală ceea ce s-a întâmplat de către Consiliul Județean e unic. Noi să ne uităm în piața liberă să văd ce există de vânzare și am reușit acest lucru împreună cu echipa Consiliului Județean ca să licităm aceste paturi și să le aducem în dotarea Spitalului Județean Călăraș. Ne explici și noi aici? Managerul spitalului cunoști? Cristi Mihai Bogdan. Eu sunt președintele Consiliului Județean. Șeful administrativ, da, Bogdan, da. Și Alex Iliuța. Aici? Da. Este? La... Da. Am pe unul, am în telefonul. Lasă-mă, lasă-mă. Am început cu radierul, da. Ați început cu radierul acum? Da. Deci toată asta, suprafața asta va fi plină cu radier, nu? Da. Cu această... Tot ce înseamnă această structură de fier beton, da? Acolo în mijloc ce? Macarau. Macarau. A, vei spune Macarau acolo? Da.
Deci o poziționați acolo și de acolo veți lucra, da, și la final o scoateți. Da, cu altă macară mai mare. A, o scoateți de acolo, nu? Da. Practic macarau va sta în centru clădirii. Da, e suportul ăla, da, da, da. Se scoate suportul de deasupra și vine cadrul macarele. A, și suportul ăla rămâne ăla de beton, rămâne acolo, nu ăla, da, cu etalii. Da, da. Și ați acoperit-o, tăiați, nu? Da. Da. Și mai avem lifturile în partea cealaltă. Și mai aveți lifturile acolo, ați, da, pregătit deja pentru lift, nu? Groapa lifturilor. Da, da, până acolo. Și aici pune beton la nivelul ăsta? Și este ca să aibă nivel cu radierul. Zici? La nivel cu radierul. Să aibă rezistență pentru, da, să poată ține macarau. Da, da, da. Macarau câți metri are înălțime? 35 de metri. 35 de metri, nu? Da. Este macarau tot. Nu, dar ne poate așa, dar nu, nu, că are raza de acțiune numai aici. Da, pe toată... Pe toată porțiunea de aici. Suntem în mijlocul investiției, aripa nouă a Spitalului Județean de Urgență. Domnule președinte, ați venit să vedeți dumneavoastră la fața locului alături de domnul manager ceea ce fac muncitorii în acest moment pe șantierul de lucru. Suntem în grafic în acest moment, ce se întâmplă? Da, împreună cu managerul Spitalului Județean Călăraș, Cristi Mihai Bogdan, am venit să inspectăm, să vedem stadiul lucrărilor așa cum au fost ele puse în grafic. Da, sunt mulțumit, graficul pe care îl avem la Consiliul Județean corespunde cu realitatea din teren. Sunt, cred, puțin avansați ei ca și punerea radierului la bază. Sper că în perioada celor 3 ani de construcție să fie finalizat acest spital așa cum e în contractul de finanțare cu Consiliul Județean. Putem spune că au fost foarte multe voci care au spus nu se va realiza această investiție niciodată la Călăraș. Este ceva incredibil să construiești un spital de la zero aici, la noi, în municipiu. Nu, este o normalitate. Normalitate pentru oamenii care vin în administrație cu promisiuni și le respect. Nu este o normalitate pentru oamenii care vin pe funcții alese și își au de salariile și așteaptă să treacă timpul și să ia beneficiile funcției. Eu cred că cu echipa de lângă mine am venit, am promis și punem în practică ceea ce am promis.